A fost o noapte lungă și oglinda îmi spune să mă duc acasă. Cam așa sună un vers din piesa asta frumoasă pe care am ascultat-o ceva mai devreme, Midnight Sky. E bună de ascultat piesa asta într-o zi de luni, după eventualele petreceri de weekend, că acum unde să petrecem? Miley Cyrus, nu? Uh-huh. Da, mie îmi place mult Miley Cyrus, mi se pare. Și piesa asta este formidabilă, formidabilă. Cătălin, bine ai venit. În acest moment suntem și live pe Facebook, pagina Radio Europa FM. Pentru rațiunea zilei și foarte multe întrebări care ne apasă în momentul ăsta. Da, mai ales dacă suntem părinți, e greu de înțeles ce fac autoritățile din România, dar hai că povestim. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Merg sau nu merg copiii la școală când începe școala online? Suntem anunțați așa pe ultima sută de metri, nu? E greu de înțeles. De jumătate de oră, să zicem, sau ceva de genul ăsta, a început o ședință aici în capitală în care se va hotărâ ce se întâmplă în capitală. Dacă rata aceea a trecut de 3, este 3,19, teoretic școlile ar trebui să se închidă, să intre într-un scenariu roșu. În București, încă o dată, știm că suntem ascultați de oameni din toată țara, dar aici o discuție legată de București și punctual și de alte localități în care e depășit acest 3 la 1000 de locuitori. Doar că în ultimile 48 de ore când rata asta era așteptată ca fiind una mare, da, oamenii ăștia n-au luat nicio decizie. Și noi nu știm, noi, cum să zic, bănuim că această rată va trece de 3 de săptămâni bune încoace. Adică ea acum ar fi trebuit să fie doar implementată, nu anunțată, să existe un set de măsuri care să fie aplicate. De ce? Păi, de ce? Pentru că astăzi doamna ministru și domnul prefect ne vor anunța la ora 4, 5, 6 după amiaza, cum a și zis doamna Anisie, cel mai probabil se va învăța din fața calculatorului, nu știu ce și nu știu cum. Păi, doamnă, noi mâine avem de trimis copiii la școală, la grădiniță, la unde se mai întâmplă, trebuie să ne organizăm un pic viața, nu fiecare dintre noi. Păi cu cine îl lași acasă? Sunt mici amândoi. Ce spui tu, că decizia asta ar fi trebuit anunțată poate chiar din weekend, da, pentru ziua de azi, nu? Adică din weekend spui, domnule, vă pregătiți că în 3 zile sau spui de acum 5 zile când se vedea perspectiva asta, nu te joci cu ratele alea și spui stați așa un pic, poate este sub 3. Nu, le spui înainte și uitați, specialiștii noștri consideră că în curând rata va trece de 3. Că n-avem ce să facem, aplicăm noi niște măsuri. Vă rugăm, pregătiți-vă alternativa pentru copiii voștri să stea acasă. Nu știu, găsiți bune, părinți, să stați lângă ei și așa mai departe. Căutați o soluție. Ori tu amâni și o lași așa de pe o noapte pe alta. Știi ce mi-aduce aminte? Mi-aduce aminte de povestea cu tabletele. Băi, acum după 5 săptămâni de când a început școala, noi iar numărăm tablete, Radu, noi iar numărăm tablete. Păi ziceați că a fost greu înainte de școală. Și a zis a doua zi când a început școala, știți cum, rupem tot, au venit companiile cu 10.000 de tablete. Până la 5 săptămâni, câte s-au distribuit? 8.000 și ceva? Păi stați un pic, mă, nene, mă. Mi-e și frică să te întreb de o concluzie după toate treaba. Păi de asta, mă, că-ți spun eu concluzie, epidemia n-a început azi. Epidemia a început de 6 luni. Am înțeles că noi suntem vraiști, adică, bun, ok, ne-a prins într-un moment prost istoric, adică suntem cu cei mai proști conducători și așa mai departe. Cred că epidemia a început de 30 de ani, dar mă rog. Dar, exact, dar voi aveați tot timpul să faceți niște hârtii, niște planuri și astăzi, la ora 0, să spuneți, gata, s-a întâmplat nenorocirea pe care nu o voiam. N-am reușit, domnule. Am ajuns cu rata la 3, știți ce aveți de făcut. Voi funcționare aveți de făcut cu tare, salvările cu tare, guvern cu tare, populație cu tare. V-am spus de mult să fiți pregătiți cu alternative pentru copii. Vă dăm tabletă, vă dăm aia ce trebuie. Nu știu, eu m-am tot uitat așa și am înțeles că e o situație foarte dificilă, adică chiar sunt convins că e o situație dificilă, trebuie să fie greu pentru toate autoritățile, pentru toți funcționarii și pentru toți membrii guvernului și pentru oamenii care organizează. Dar nu mai suntem la începutul pandemiei, exact, ca să fie o situație necunoscută și foarte, capacitatea foarte de a învăța, capacitatea de a învăța niște lucruri pe parcurs și de a le aplica stă la baza speciei umane, adică serios, nu am reușit să învățăm un pic așa, să ne uităm și dacă nu poți cu ăștia, fă, domnule, un grup de planificare, pune-i deoparte și zi, uite, ia cu un epidemiolog, un sociolog și cine mai trebuie acolo și să spună, domnul putare, peste 6 săptămâni ne paște următoarea nenorocire. Ia de aici un set de propuneri.
mulțumim la 7 seara pentru mâine dimineață copiii. Deci copiii discută între ei pe forumuri acum și se ceartă între ei dacă e adevărat sau nu că închid școlile. Uh-huh. Până și copiii au ajuns să râdă de treaba asta. Încă o dată, e greu, dar nu faceți să ne fie și mai greu. E trist ce se întâmplă. Cătăline, îți mulțumim foarte mult pentru comentarii. Te așteptăm mâine la România în direct. Ei, mai vin, că ai muzică de asta cu Miley Cyrus.